Polițiștii de frontier au descins în trei locații folosite ca depozite de țigări din Drobeta, Turnul Severin. Suspiciunile că acolo erau depozitate țigări de contrabandă s-au adeverit. Peste 800 de pachete de țigări au fost găsite într-o singură locație din zona Spitalului Județean din municipiu. Țigările erau aduse din Muntenegru și Serbia. Cel care le avea riscă să stea după gratii până la 4 ani. Percheziții s-au desfășurat și în alte locații, iar valoarea totală a țigărilor confiscate se ridică la 12.000 de lei. Vorbim despre trei percheziții efectuată de polițiști de frontieră din cadrul sectorului Poliție de Frontieră Drobeta Turnul Severin cu sprijin de specialitate al Departamentului de Protecție și Informații Interne al MAI. În peraza municipiului Drobeta Turnul Severin, la trei persoane cunoscute cu preocupări în zona infracționalității, și mă refer la contrabandă, la perchezițiile efectuate, colegii mei au descoperit într-o locație 820 de pachete de țigări, iar în alte două acțiuni, desfășurate tot la sfârșitul acestui săptămânii, peste 200 de pachete. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili dacă indivizii care aveau țigările pot fi acuzați de deținere în afara întrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false. Municipiul Drobeta, Turnul Severin este cunoscut pentru numărul mare de persoane care, în lipsa unui loc de muncă, aduc țigări din Serbia și le vând la colțurile străzilor.